Bună ziua! Semn Bună de ziua! carte de afaceri, zicem noi inspirație pentru antreprenori, manageri, consultanți și traineri care combat cu perseverență și succes în mediul de afaceri autohton. Astăzi, invitata noastră este Adina Teri. Îți mulțumesc, Adina, că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu și bună ziua, Cezar! Bună ziua! Și am să spun că Adina Teri cunoaște limba română, a trăit în România, dar de foarte mult timp, iar în prezent trăiește la Londra, în Marea Britanie. Este antreprenor, dar este și coach și mentor, are o experiență deosebită. Dar eu am să spun doar că este autor al cărților care au apărut în Marea Britanie, Design Thinking for Smaller Enterprise Development, care a apărut în 2020, și Coaching with Careers and AI in Mind, care a apărut în anul 2018, amândouă la editura Routledge, am zis bine, Adina? Routledge. Deci amândouă la editura Routledge. Și înainte de a vorbi un pic despre conținutul acestor cărți foarte interesante, am să te rog, Adina, să ne spui un pic despre cariera și parcursul tău profesional și după aceea intrăm în subiectele pentru astăzi. Da, mulțumesc mult pentru invitație și probabil că câteva cuvinte pe care o să răspund despre carieră o să explice într-un fel și conținutul cărților pe care le-am scris. Cariera mea am reușit să o fac foarte interesantă și asta pentru că am schimbat diversele domenii de activitate și chiar industriile în care am lucrat, în măsura în care la un moment dat am simțit că mă plictisesc și că am învățat ce puteam învăța, am performat și vroiam să mă îndrept spre ceva nou din curiozitate. Dar într-un fel lucrul ăsta a reușit bine. Și m-am trezit într-un fel, întorcându-mă într-un cerc de unde am plecat. Punctele importante ar fi, prima mea calificare este ca psiholog, clinician, dar nu am practicat, ci am făcut aproape imediat un MBA în comerț internațional. Lucrul ăsta m-a proiectat cu mare noroc către firme globale, corporații foarte mari și prestigioase, cum ar fi IBM, Alcatel, Johnson & Johnson, Bristol Myers, dar și niște întreprinderi mijlocii din industria de fashion. Da. Și în felul ăsta am lucrat mai mult de 10 ani, trecând prin toate funcțiile de business, în afară de dezvoltarea de produs, de pildă, cum ar fi să fiu designer sau în tehnologie să inventez un nou computer. Și am trecut prin toate joburile pe care le-am făcut în mod personal la birou, din tot lanțul de aprovizionare, deci toate lanțul de aprovizionare are vreo 5-6 specialități. Deci le-am făcut pe toate. După aceea, partea operațională din întreprinderi, care de obicei lucrează cu resurse umane și financiare, cu proiecte, cu infrastructură. După aceea, dezvoltarea de noi produse tehnologice de tipul e-commerce și call centers. Da. Și după aceea și la partea operațională de resurse umane ca să susțină proiecte și programe globale. Am lucrat în marketuri mari, regionale, de tipul EMEA, Europa, da. Africa, Orientul Mijlociu. După aceea, Asia-Pacific și Nord America, adică Statele Unite și Canada. Ei, și după ce am făcut eu toată povestea asta, trecând prin, cum am spus, toate funcțiile și vreau să sublinez și funcția de audit intern și managementul calității, pe care o ador, am hotărât... Scuză-mă că te întreb. Pe tema asta de audit intern și managementul calității, te invit să discutăm în mod distinct, pentru că e o temă foarte frumoasă. La un moment dat, la modă în România, acum a căzut așa un pic, dar nu asta este relevant. Relevant este, după părerea mea, că poate nu a fost înțeles foarte bine acest sistem și modul în care el trebuie implementat și practicat. Dar asta e altă discuție, închei Cezar, paranteza. Da. Cezar, sunt cuvinte de aur, comentarii de aur.
După părerea mea, generalizând, nimeni nu înțelege cu adevărat ce înseamnă managementul de calitate. Iar eu am o pasiune și aș putea să vorbesc de asta și să creez surpriză plăcută la ascultător ca să înțeleagă de fapt ce domeniu fascinant este. Din păcate, lumea nu prea înțelege ce este. Da, și... da, da, da. Și o confundă cu o birocrație mecanicistă austeră și nu are nicio legătură. Este, nicio da. Legătură. Bun, suntem de acord. Deci avem o temă pentru avem deja... o altă emisiune. Nu suntem de carte, suntem de carte, lăsăm în continuare. Bine. Gata, nu absolut. Da. Bun. Deci, după ce am făcut toate aceste activități, am vrut să devin independent, adică să lucrez pe cont propriu, deci să nu mai fiu salariat corporat sau de întreprindere. Și m-am întors înapoi exact la psihologia de unde am plecat, dar de data asta psihologia consumatorului și psihologia oamenilor care lucrează în organizații. Da. Deci, cu experiența practică pe care am făcut-o al business-ului, acum ce s-a întâmplat? În timp ce eu lucram în business, există zicala care spune odată ce ești psiholog, rămâi psiholog toată viața. Toată viața, da. Nu pierzi această capacitate. Și eu, de-a lungul timpului, am urmărit peste tot pe liderii din unde am lucrat, pe manager, pe cultura organizațională, pe motivația colegilor și chiar și a mea, pe felul cum se dezvolta organizația. Și mi-am dat seama de un lucru simplu, și anume, dacă oamenii dintr-o întreprindere nu sunt buni, capabili și motivați, degeaba ai tehnologie, degeaba ai bani, degeaba ai procese extraordinare, că nu funcționează. Deci, randamentul nu este acolo, eficiența nu este acolo. Și atunci m-am spus, ok, acum că eu știu cum se face business-ul cap-coadă, ia să mă întorc eu înapoi și să văd cum se generează, de fapt, partea talentului uman în organizație. Deci am mai făcut încă un masterat, un MSc, de fapt, Master of Science, da, în Business and Consumer Psychology, se numește. Și în același timp am început să mă calific în toate instrumentele psihometrice care sunt utilizate la recrutare, nu, de serviciile de HR, la sistemele de assessment centers, adică toată procesul de recrutare, graduate recruitment, și după aceea m-am calificat până la nivelul de master în coaching. Da. De asemenea, sunt mentor practician pentru că sunt ultra calificat în business prin experiență și de asemenea consultanță de dezvoltare organizațională pentru că, de fapt, relația între structură, adică funcțiile organizaționale practice și cultura organizațională face parte împreună din ceea ce se numește dezvoltare organizațională. Da. Și așa m-am întors într-un cerc perfect de la psihologie, dar o altă latură. Altă latură, da. Trecând printr-o experiență globală și multidimensională a întregului business și întorcându-mă înapoi la oameni. Asta este parcursul pe care l-am făcut în carieră. Da, foarte interesant. Am să te întreb, da, tot așa, asta este o paranteză, o facem într-o altă emisiune. Care crezi că sunt legăturile între psihologie și munca de coaching și care sunt diferențele? Sau dacă vrei, poți să ne spui acum foarte pe scurt și după aceea ne întoarcem la subiectul carte. Da, foarte pe scurt. Psihologia este o știință care studiază ce se întâmplă în capul oamenilor. Deci aspectul acesta al psihicului, al minții, care nu este legat de creier în mod unilateral, pentru că studiul creierului este studiat de neurologie, nu? Da, e o parte a medicinei. Psihologia este ce creierul produce ca emergență, adică gândurile, motivațiile, aspirațiile, imaginația. Tot ce creierul ca infrastructură susține și generează un alt nivel calitativ de rezultat. Da? Asta este psihologia și mai ales axată la nivel individual. Acum, dacă comparăm cu coachingul, coachingul este o modalitate prin care noi lucrăm cu un individ la nivelul dezvoltării sale personale mai ales și anume modul în care tocmai se cunoaște pe sine, își dezvoltă aspirațiile și credințele, cum acționează, comportamentul, aptitudinile și așa mai departe. Deci eu aș spune, ele sunt evident legate pentru că câmpul asupra căruia ne orientăm este omul. Eu spun
că un coach care este și psiholog are un avantaj, pentru că înțelege procesul. Vreau să te întreb, da. Asta e părerea mea, evident, lumea mă poate acuza că sunt de partea psihologilor pentru că eu sunt psiholog, dar eu rămân pe poziție și anume, dacă ești coach, faptul că ai avea și cunoștințe de psihologie te ajută foarte mult, pentru că înțelegi în mod științific parcelele de care vorbești și atunci poți să traduci limbajul general al conversației într-o înțelegere științifică, unde merg acele informații care se schimbă între tine și client, nu? Și cum se așează ele și cum se relaționează. Dar se poate face coaching și fără să fii psiholog calificat, dar te ajută. Adică deci, dacă eu traduc și spun că un coach care are și pregătire psihologică, are câteva instrumente în plus la îndemână, e corect? Absolut, absolut. Pentru că există, de pildă, trading-uri scurte și rapide și generale despre psihologie care sunt predate coachilor care nu sunt psihologi. Așa cum poți să ai și training-uri rapide și scurte despre neuroscience, despre știința, da, da, da. Neurologie. Asta sigur că ajută, dar evident e vorba de profunzimea cunoștințelor, nu? Toată lumea poate să învețe despre psihologie, psihologia popularizată, sigur și foarte bine, ca toți să avem noțiuni, dar după bine este o graniță între popularizare și cunoștințe generale și cele științifice ale omului care este specializat în și-a făcut 4 ani sau 5 ani de facultate studiind acel lucru. Nu e o diferență între un curs de 2 zile și 4 ani de facultate. Așa este. Profunzime. Și dacă ești de acord, aș vrea să mai prelungim un pic paranteza asta și vreau să te întreb. Tu știi că am mai abordat de câteva ori tema asta legat de coaching, mai ales că este mai recentă, apărută și utilizată în România. Da. Și îi întrebam pe cei care practică această activitate dacă se cere ca un coach să aibă o experiență relevantă sau o bună înțelegere a domeniului în care lucrează clientul său. Sau dacă nu se cere așa ceva. Sau, indiferent dacă se cere sau nu se cere, vreau să întreb părerea ta. Este un beneficiu, este un avantaj pentru un coach și pentru clientul său ca coachul să aibă o bună înțelegere sau chiar o experiență relevantă în domeniul de activitate al clientului? Asta este o întrebare la care răspunsul depinde la ce nivel de referință te duci. Și am să explic de ce. Dacă eu stau numai într-o poziție în care conduc coaching-ul ca o mașină, deci în sensul că eu urmăresc procesul de coaching, adică da, îl începe așa pasul 1, pasul 2, pasul 3, conținutul nu contează, pentru că de fapt rigiditatea este legată de proces și poți să bagi prin procesul la orice conținut. Pașii sunt aceiași, întrebări, răspunsuri, te muți în direcția aia, te întorci în direcția aia. Da. Dacă vrei o eficientizare calitativă și contextuală care se relaționează și la conținut, nu numai la mașina de proces, da, da, ci da, la, da, conținut, da, da. Atunci, într-adevăr, experiența coachului să rezoneze cu cea a clientului este foarte binevenită. De fapt, atunci când se fac acele potriviri și cuplurile de coach-coachii, da, că e un proces cum să spun așa, de alegere, se ține în evidență, deci în fișa pe care coachul o pune și pe care clientul o vede, se pun aceste detalii și de obicei clientul alege coachul care are și altă experiență care e mai apropiată de contextul lui. Deci o experiență în meserie sau în industrie. Da. Da, deci da, ai văzut, ideea este că procesul în sine e în ordine, da, dar dacă adaugi dacă adaugi dacă nuanțele legate de conținut, de calitatea conținutului care se schimbă printr-un proces bine stabilit, care poate fi făcut de majoritatea oamenilor, atunci ai o altă... Da, da. Da, așa este și eu cred în valabilitatea proceselor bine proiectate, a procedurilor bine proiectate, da, în rezultatul dat de algoritm.
Da, Și n-am exact. să introduc acum următoarea temă. Dacă ne ducem la chestiunea asta, ne gândim la inteligența artificială, la performanța inteligenței artificiale, numai da. Că omul mai are în plus intuiția, care nu știu cum să o definim sau o definiști într-un anumit fel, care dă da. Un plus, o diferență da. semnificativă da. Și care depășește puterea oricărui algoritm de Exact. a ajunge la un rezultat. Exact, pentru că intuiția de care vorbești este bazată, de fapt, are o definiție, să spun, științifică, și anume este bazat pe experiența individuală și colectivă Da, foarte interesant. și Da. pe acele decizii scurt circuitate pe care creierul le face ca să ajungă la un rezultat fără să treacă Mai prin treacă... pașii. Exact. Deci este, de fapt, exact, euristica. Deci, Da. intuiția este o metodă euristică de concluzionare, în timp Da. ce algoritmul este un proces pas cu pas cu pas care nu poate fi evitat sau sărit. Deci merge înapoi și iar o ia de la început. Pe Da. când mintea umană merge din pasul 1 în pasul 7, sare 5 pași pentru care o experiență individuală și Are colectivă. capacitatea. Da. Da. Așa este. Deci... Bine. Hai să oprim parantezele, că altfel ne ducem din paranteză în paranteză. Stăm din paranteză în paranteză. S-ar putea și asta să fie interesant, cel puțin pentru mine interesant și frumos, dar să ne apropiem înapoi de temă și să te întreb ce te motivează pe tine să scrii cărți, articole profesionale și după aceea... În concret, ce anume ai scris în ultima perioadă? Să ne referim un pic la chestiunile astea. Da, îți mulțumesc pentru întrebare, pentru că m-am întrebat și eu de ce m-am apucat să scriu în ultimii ani atât de mult și cu atâta pasiune și dedicație. Scrisul este o muncă extrem de grea, deci vorbesc foarte serios. Este o muncă fizică, în primul rând, trebuie să stai pe un scaun și să scrii, să te uiți la un ecran. Nu e joacă, de asta toată lumea care are idei și dorință de a scrie nu neapărat ajunge să scrie și mulți care încep să scrie nu termină, pentru că este o muncă foarte grea, nu este ușor să scrii. Iar ceea ce m-a motivat pe mine în ultimii ani este tocmai faptul că mi-am dat seama la un moment dat că am acumulat un bagaj de experiență și de cunoștințe atât de mare, încât am găsit eu justificarea ca să împărtășesc această experiență cu alți oameni. De ce? Pentru că vreau să le accelerez drumul către succes. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, de pildă, într-o carte în care eu scriu un capitol, să spunem, despre tehnologie, eu am petrecut ore întregi, zile întregi, citind și sintetizând ceva, ce pot să ofer cititorului care citește, să spunem, 10, 15, 20 de minute. Da? Deci eu fac un transfer de idei sau de informație care îi dă un mare avantaj persoanei care o accesează, pentru că nu mai trebuie persoana să piardă o lună căutând și sintetizând și subliniind și procesând această informație. La fel și cu experiența practică pe care o am. Experiența mea practică e neobișnuită din cauza varietății mari de... Exact. Și m-am gândit eu că acum eu pot să transfer această informație altora și le dau, evident, alegerea să facă ce vor cu această informație, dar le propun o platformă care să le scurteze acest proces de încercare, eroare, care poate să-mi ia 3 ani. De ce să fac eu asta 3 ani când pot să fac ceva în 3 luni, să merg mult mai rapid pe niște idei, pe niște modele, pe niște... Adică principii. Să nu mai consume timp și probabil să nu mai consume și alte tipuri de resurse, că toate aceste încercări depinde de amploarea experimentului, să zic între ghilimele, pe care îl faci și s-ar putea să aibă și alte consecințe, alte consumuri de resurse pe lângă consumul de timp. Pentru o întreprindere mică poate să ducă la faliment, Cezar. Adică nu, noi știm statisticile întreprinderilor mici și noi știm că 70 dintre ele dau faliment în primii 2 ani și, în mod interesant, dau faliment în momentul în care au ajuns la un punct de succes la vânzări, dar nu pot să livreze. Și atunci calitatea, apropo, deci
calitatea nu există, produsul nu există sau e prost și dau faliment pentru că nu poți, ceea ce se numește scale up, nu poți practic să onoreze promisiunile pe care le fac în această accelerată intenție de a crea un produs nou, o idee genială, splendid, n-am nimic împotrivă, o vindem în mod agresiv, facem marketing și ne trezim dintr-o dată că avem 1 milion de clienți și putem noi să servim? Păi nu. Și atunci se dărâmă tot eșafodajul, nu? Da. Ideea pentru mine este că, iată, pentru întreprindere mică, să spunem, sau mijlocie, eu pot să ofer niște sugestii în care ei pot să știe deja de la început că, uite, în 6 luni, într-un an, în 2 ani, asta se întâmplă. Tu trebuie să ai aceste... Sigur că da. Sigur că da. Și atunci, într-un fel, deci, cum ai spus, deci pierdere de vreme, pierdere de resurse și posibilitatea unui eșec care nu e justificat adesea. E foarte interesant că multe din întreprinderile astea au idei geniale, dar asta nu se întâmplă nimic. Toată lumea poate avea o idee genială, problema e cum o livrezi și satisfacția consumatorului. E simplu. Deci circuitul ăsta e foarte simplu. Ideea genială, o servești cum trebuie și ai sau nu clienți. Și să generezi și mecanismele de piață prin care produsul tău să ajungă la client în condițiile și în forma care să-i dea satisfacție. Exact. Nu e suficient să existe. Exact. Nu pot să mă abțin, mai fac o paranteză, se discută acum despre criza alimentară și în România toată lumea spune, dar nu e o problemă, noi avem capacități, noi producem, noi facem, noi dregem, noi avem, deci nu o să avem niciun fel. Tot acest discurs nu ține cont de faptul că am produs și până acum, fără să fie criză, și înainte de criză, de pandemie, numai că produsele respective nu ajungeau la client. Deci produsele românești erau aruncate pe câmp, da. Pentru că nu reușeam să intre în lanțurile de distribuție. Exact, asta este lanțul de aprovizionare, deci partea de distribuție. Exact. Deci nu e suficient să avem câmpii și să punem acolo să crească nu știu ce, trebuie să și ajungă acel produs. Iar entitățile respective, fermierii, companiile, ce-o fi, trebuie să fie viabile economic. Că altfel ei nu fac această muncă. Nu. Iar noi nu putem să plecăm de aici, să plec eu de acum din studio și să mă duc pe câmp să-mi cumpăr, să-mi iau merele și grâu și nu știu ce. Că atunci nu mai face nimeni activitatea. Deci trebuiesc și niște mecanisme economice care să funcționeze în această economie. Nu e suficientă doar partea fizică. Păi da, știi de ce? Pentru că trebuie menținută integritatea lanțului de aprovizionare, care, din nou, repet, sunt 5-6 lucruri care se leagă. Și o să-ți dau un exemplu foarte scurt. La noi, la un moment dat, a existat o problemă de aprovizionare că nu aveam șoferi. Deci aveam partea grea, aveam camioanele, aveam transportul. A fost cele multe toată lumea. Nu mai erau șoferi în Marea Britanie. Nu mai erau șoferi. Mai este altceva. Dacă ne uităm, apropo de pandemie, vaccinurile, păi în Africa s-au aruncat tone de vaccinuri. De ce? Că nu au putut să ajungă la utilizator. Deci nu au avut cum să le transporte, nu au avut refrigerare. Condițiile de refrigerare, da. Exact, nu au avut personal medical să administreze injecțiile și atunci degeaba ai vaccinul care a costat ce a costat și are valoarea lui, dacă nu ajunge la persoana care trebuie să-l primească. Deci e lanțul de aprovizionare, repet, care este un lanț extraordinar de frumos, dar este un lanț interdependent și în care orice porțiune a lanțului, dacă o atingi, se strică, reverberează în tot sistemul al lanțului. Deci nu e atât de... Lucrurile sunt interconectate foarte, foarte mult. Da. Îți propun să ne întoarcem înapoi la cărțile scrise de tine. Da. Dacă poți să ne le prezinți mai întâi pe scurt așa și după aceea o să intrăm un pic în detalii, în amănunt. Sigur că da. Deci, cărțile, de fapt, viziunea mea pentru aceste cărți a fost o viziune în care tot ce am de spus despre business și experiență a fost cuprinsă în 4 cărți, fiecare carte dedicată unei anumite părți a business-ului. Am scris o carte pentru individ, da, legat de carieră,
Am scris o carte pentru întreprindere. Da. Am scris o carte pentru lanțul de aprovizionare, deci acum întreprinderea integrată în da, sistemul sistem. General Comercial. Și al patrulea este o carte despre leadership, dar cele patru aspecte ale leadership-ului, care iarăși lumea nu le înțelege în mod separat, și anume leader, follower, leadership și context. Leadership-ul noi când spunem este un construct și noi nu înțelegem poate asta. Când spunem leadership, noi vorbim de patru lucruri diferite, da? Și am spus că leadership-ul este ca o umbrelă care acoperă și leadership-ul individual și întreprinderea și lanțul de aprovizionare. Din aceste asta, patru cărți... Asta e un subiect pe care o să-l abordăm probabil iarăși separat și o să vorbim un pic diferențe lider-manager. Da. O să-ți propun eu să vorbim despre da. Aceste diferențe, da. Pentru că da. Încă se fac confuzii da. Și încă se mai fac diferențieri de valoare care nu știu eu dacă neapărat no. sunt... liderul are rolul lui, dar și managerul are rolul lui. Cum Jobul da, lui lider... este să pună, să se întâmple, nu? Și degeaba avem lideri dacă nu avem pe aia care fac să se întâmple. După cum, da? Deci confuzia între... Da? E mare și este nefastă, pentru că un lider fără manager eșuează instantaneu. Nu are nicio legătură. Deci sunt două activități în care liderul poate să aibă aptitudini de manager, dar nu e manager. Da. Sau managerul are evident elemente de lider, aspecte de lider, dar nu este lider. Iar complementaritatea între cei doi este ceea ce funcționează. Dacă unul dintre ele lipsește, se dărâmă partea de conducere. Da, da. Da, suntem da, de acord da, și cu da, asta. Da. Deci nu e o diferență calitativă sau de altă. E pur și simplu diferență de rol, de funcționalitate, de absolut, setup, absolut. De mindset de, și așa mai departe. Absolut, absolut. Bun. Deci mai avem încă un subiect, dar acum hai să ne întoarcem. Să ne întoarcem din nou. Deci, acum, și mă rog, deci, două dintre cele patru cărți au fost deja publicate și le-ai prezentat la început. Acum, în discuția asta, noi vrem să ne aplecăm puțin asupra cărții de antreprenoriat. Da. Deci am spus, prima carte este despre Consiliul de Carieră, de fapt, da. În epoca inteligenței artificiale, când tot marketul și skill-urile și totul s-a schimbat. Da? Deci da. Ne uităm la meserii, la piața muncii, la modul de recrutare, la modul cum oamenii sunt plătiți și așa mai departe, într-un mod complet diferit de ce cunoaștem până acum. Asta e pentru individ. Fiecare persoană da. Tânără trebuie să citească această carte numai ca să înțeleagă cum s-a schimbat conceptul de muncă. Bun. Da. Aia este pentru individ. Dar hai să, în sfârșit, să ajungem la subiectul de astăzi. Cartea pentru antreprenor. Despre antreprenor. Exact. Și de ce ai ales acest titlu în care ai inclus și sintagma asta legată de antreprenor? Da, de ce? Pentru că eu mi-am dat seama, respectând, pentru că eu respect toate modalitățile de lucru și toate structurile, că ceea ce noi numim corporații sunt, de fapt, organizații care știu foarte mult și lucrează foarte bine la nivelul procedurilor, metodelor, resurselor. Corporațiile sunt foarte bogate în resurse financiare și umane. Da. Și sunt cei care setează best practice și un standard da. Da. În toate domeniile și sunt de obicei între 5 și 10 ani înaintea restului de întreprinderi. Da, da. Acum, eu mi-am spus, de ce oare întreprinderile din urmă, de pe locul 2 mai mici, nu sunt suficient de înțelepte ca să preia de la întreprinderile fruntașe cu resurse nelimitate practicele cele mai bune, ideile cele mai bune și să le adopte la mica lor întreprindere care poate să aibă 3 oameni. De ce o întreprindere de 3 oameni nu poate să lucreze și nu ar întrebuința cunoștințele și experiența unei întreprinderi ca IBM, care e de 200 de ani și are 200 de mii de ei. Și eu mi-am spus, ba da, se poate. Se și poate. Eu, asta e misiunea mea, să traduc
acest standard de practică în business într-un limbaj care merge la întreprinderile mici. De ce? Pentru că eu am lucrat și la mari și la mici. Deci eu am lucrat. Asta vreau să spun și vreau să te întreb, Adina, dacă îmi dai voie să te contrazic. Adică în sensul că, da, este foarte bine să împrumutăm practicile companiilor mari, să le aplicăm în companiile mici. În același timp să nu uităm că și companiile mici au un mare avantaj în fața companiilor mari, tocmai această lipsă a procedurilor care îi permite, dacă are suficientă inteligență și maturitate, să se adapteze mai repede, să aibă o viteză de reacție sporită față de companiile mari și să ajungă, mi-aduc aminte un articol dintr-o publicație online din Marea Britanie, realbusiness.co.uk, care a publicat un articol la un moment dat, micile companii au bătut marile, nu știu ce, de modă pe strada mare. Era vorba de Londra. Da. Unde vreau eu să te contrazic este în felul următor. Da, e posibil ce spui tu, mai ales prin prisma a ceea ce ai specificat, am și experiența de acolo, am și experiența de dincolo, știu cum se poate traduce. Că dacă nu traduci corect, eu aș zice așa, dacă pui un motor de autocamion de 350 de cai putere, cu toată puterea lui, cu toată energia lui, cu toată tehnologia super sofisticată pe care are, și spuneam eu la acea vreme, acum 20-30 de ani, pe o Dacie, da, care avea mai puțină tehnologie. Și da. S-ar putea ca mașina aia să nu meargă mai repede și pur și simplu să cadă în nas. Cezar, de-abia aștept să-ți dau un contraargument. Da. Nu, eu sunt convins că argumentul meu are doar o parte și o altă parte ca... Ai dreptate, dar iată soluția, stând cu analogia ta cu motorul. Dacă eu iau un motor foarte performant într-o Dacie, tot ce trebuie să fac este să-l pun în viteza întâi. Da. Și după aceea, dacă vreau să măresc un pic viteza, mai schimb cauciucul la Dacia aia. Îi mai pun un geam mai... Da. Deci, încet. Altceva. Ideea este următoarea și ăsta, într-adevăr, este un argument, dincolo de glumă și de analogie, care rămâne foarte valid, valabil. Iată ce spun eu. Și dau exemplu în carte, pentru că eu mă gândesc la argumente și contraargumente de dezbatere. Eu spun așa, prietena mea, ăsta e exemplu din carte, am o prietenă care face biscuiți și îi face acasă, în mod artizanal. Da. Această prietenă, care este... Mamă, locuiește acasă, are 2 copii, deci trebuie să-și împarte viața între business și familie, da? Și face biscuiți și vinde în comunitate, la școală, la vecini, în cartier și așa mai departe. O mică întreprindere artizanală. Iată ce trebuie să facă această femeie în limbaj de business. Trebuie să își cumpere produse, ingredientele pentru biscuiți. Deci face achiziționare de materii prime. Da. Trebuie să aibă toată infrastructura să coacă acei biscuiți, da? Da, trebuie să deci, tehnologia, da. Așa. Trebuie să facă un sistem de compliance, adică să fie igiena și toate cererile astea legale făcute. Trebuie să facă o mică publicitate, nu cumva că e verbală, că dă cadouri în vecin, că trimite samples. Trebuie să asigure că dacă clientul îi comandă 10 biscuiți pentru în 2 zile, ea nu îi livrează peste o săptămână că a pierdut clientul. Și nu numai clientul. Reputația și așa mai departe și așa, poate și copiii sunt dați afară din școală, nu glumesc, dar zic și părinții se supără și zic că îi expulsăm din comunitate. Mă rog, e o glumă. Așa. Deci, ce ți-am explicat eu de fapt acum? Eu ți-am spus așa, business-ul cap-coadă are vreo 6 funcții, le putem numerota, dar nu, sunt aceleași. Deci, product development, testare, producție de masă, asigurarea calității, asigurarea feedback-ului de la client, adică omul vine și spune, e prea sărat, e prea amar, care duce la crearea de noi produse, zice, dar de ce nu pui puțin și... Da. Sau tocmai mi-a plăcut textura nu știu care și atunci te duci pe direcția respectivă. Exact. Și trece înapoi și așa mai departe. Aceste funcții sunt bătute în cuie, Cezar. Deci nu există nici o activitate oricât de mică care să sară unul dintre cei 7 pași, da?
indiferent că o identifică ca atare sau nu. Da, ea nu, culmea este că prietena mea, care nu are nicio legătură cu business-ul și nu gândește cum gândesc, el zice, vai, uite, trebuie să le spun la vecin cam asta și uite, i-am dat ceva lui Maricica să-i dea lui Ionuț să guste și el, că poate cumpără și Ionuț. Da. Și după aceea, dar uite, mi-a spus o prietenă că ar fi, i-aș plăcut să pun puțină miere de albine, o să fac un biscuit acum nou cu biere. Dar ea face tot. Toate funcțiile de business. Și atunci eu spun așa, să nu creadă vreun antreprenor că atunci când lucrează ca o persoană singură, evită cumva și nu este ținut responsabil și nu poate eșua sau câștiga dacă nu este atent la fiecare din acești pași, indiferent ce limbaj întrebuințează. Prietena mea poate să spună, păi uite, am dat niște biscuiți la prieten să vedem ce spun. Asta e un feedback de la client care îi modifică produsul. Da? Da. Că dacă toți spun îi trebuie zahăr mai mult, ea își schimbă produsul sau creează un produs nou cu miere sau cu altceva. Deci nu pot să las mica întreprindere să fie cumva în iluzia că ei nu sunt la cel cu fei mari. Dar care e diferența? În cazul prietenei mele, ea face singură toate cele 7 funcții. De fapt, nu e adevărat. Pentru că o mai ajută soțul, o mai ajută mama care mai bate la cocă, o mai ajută prietena, vecina care se suie pe bicicletă și duce biscuițe undeva. Da? Deci are o echipă, ea nu face totul singură. Da? Așa. Chiar dacă echipa nu este intern, nu? Exact, și chiar dacă echipa nu e calificată, Cezar, pentru că asta e altă problemă, întreprinderile mici lucrează cu prieteni și familia. Da. Nu contează că nu-i calificat. Da, da. Este persoana pe care o știu, am încredere în ea și uite, îi spun, du-te, fă, te rog, transportul din lanțul. Ia și mie biscuiți la tine în cofetărie exact. Acolo. Exact, da. Exact. Înțelegi? Asta e o rețea deja de distribuție de retail. Da? Și atunci eu, care este diferența între o întreprindere de o persoană și de 100.000 de persoane? Păi este diferență de scară. De ce? Pentru că într-o prindere de 100.000 de persoane, fiecare funcție e făcută separat de specialiști, mai mult decât atât. Eu am lucrat cu întreprinderi în care serviciul de resurse HR, resurse umane, avea 250 de oameni. Deci era deci o întreprindere mare în sine. Exact, exact, și exact. Probabil mai lucra și cu outsourcing diverse. Păi nu, nu, dar în primul rând avea toate celelalte funcții, adică contabilii erau vreo 30, da. Ăia de la tehnologie, ăia din R&D, Research and Development, cu produsele erau, nu știu, 50 și așa se adună să fie 100.000. Funcțiile sunt separate, au resurse, că tot repet, au resurse uriașe, sute de oameni care fac același job, deci într-o întreprindere mare, dacă unul e bolnav, dacă 10 sunt bolnavi, dacă 100 sunt bolnavi, nu contează că mai ai încă 100 care îi înlocuiesc. Într-o întreprindere mică este riscul că dacă mama se îmbolnăvește, sora se îmbolnăvește, sau vrea să-și ia concediu? Nu, nu, întreprinderile mici nu și-au concediu, Cezar. Da. Întreprinderile mici nu pleacă în concediu niciodată. Da. Știu. Eu îți spun din experiență, deci eu nu vorbesc din cărți, eu am scris cărți bazate pe experiență și întotdeauna mă prezint ca practician. Eu nu sunt academician și nici teoretician, eu sunt practician care utilizează teoria ca să susțină evidența practică. Da? Deci, contraargumentul meu a fost, deci, ca atare, sigur că este mai, mișcarea este mai, agilitatea este mai mare, dar și riscul este mai mare că nu ai resurse și în orice caz riscul se diminuează dacă ești atent și înțelegi funcțiile și înțelegi după aceea câți oameni de fapt îți trebuie, că tu singur nu poți să faci, asta e o iluzie, fac eu singur, nu este adevărat. Și după aceea te uiți cum îți creezi această echipă, cum spui, internă și externă. Poți să externalizezi, adică rogi pe altcineva să facă niște servicii, nu îi plătești decât într-un anumit fel, nu sunt sub responsabilitatea ta în sensul cum e într-o întreprindere, să fie pe statul tău de salariu, ca salariu și așa mai departe. Dar nu se poate, nimeni nu face, spui, eu sunt, nu ești singură întreprindere, eu sunt întreprindere, am un contabil, am cutare, pe care îi utilizez în mod temporar, când am nevoie de el. Deci, iată argumentul pentru care eu spun că și o întreprindere de o persoană
execută toate funcțiile marilor întreprinderi și atunci dacă eu îți explic ție cum e corect să faci fiecare funcție bazat pe bună practică de la cei care sunt lideri în bună practică, atunci tu ai câștigat imediat. Ai câștigat imediat pentru că ai claritate de viziune, îți înțelegi avantajele, dezavantajele, care sunt mai ales în resurse. Nu ai resurse nelimitate, nu ai bani, nu ai oameni. Și atunci încerci să gerezi toate aceste aspecte în mod științific și metodic, managerial, nu improvizat. Pentru că acolo se rupe lanțul. Acolo se poate întâmpla. Acolo se poate întâmpla. In management. Da, da. Martina, dă-ne câteva exemple de idei, de concepte, ce ai abordat tu, care ți se par originale sau utile pentru antreprenori. Da. O să mă refer poate la două, trei. Un concept este gândirea și practica multidisciplinară. De ce? Pentru că eu am spus mai devreme că într-o întreprindere de o persoană sau de 100.000, ai niște funcții bine stabilite care trebuie executate, care nu pot fi. Și atunci, ideea este, în primul rând, să recunoști aceste discipline diferite, dar să înțelegi felul în care ele se încheagă, ca și lanțul de aprovizionare. Deci să nu-ți închipui cumva că valoarea unui contabil sau valoarea unui bucătar sau valoarea cuiva e mai mare sau mai mică și sărim peste ea. Deci să înțelegem că avem nevoie de toți și să lucrăm în echipă. Deci, din nou, faptul că unul lucrează în bucătărie și altul e pe bicicletă livrând biscuiții, nu înseamnă că cei doi nu se întâlnesc niciodată, ci din potrivă. Pentru că dacă cel din bucătărie nu are 100 de biscuiți, ăla pe bicicletă vine și nu are ce să transporte. Da? Deci, da, adică ce spui tu este că fiecare trebuie să înțeleagă câte un pic din jobul celuilalt. Iar antreprenorul, managerul trebuie să știe despre fiecare segment. Exact. Chiar dacă nu el nu e un performer în treaba asta, el nu e contabil în sine, dar trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu cifrele alea. Exact. Nu? Și ai pus degetul pe un alt aspect pe care eu îl clarific în carte, și anume, și care nu cred că am mai văzut undeva clarificat. Diferența, de fapt, în gândirea generală există și mare confuzie. Diferența între generalist, polimat și specialist. Și iată definițiile foarte scurte. Generalistul, cum ai spus, știe câte un pic din fiecare lucru, dar nu în profunzime. Avantajul lui, mai ales la nivel de manager general asupra business-ului, este că el tot timpul ascultă și privește ce se întâmplă și înțelege dacă o funcție merge sau nu merge. Dar odată ce a înțeles asta, el introduce specialistul. Deci un generalist poate să spună contabilitatea nu merge, trebuie un contabil bun. Și atunci aducem specialistul. Ce este specialistul? Este o persoană care este competentă în adâncime într-o parcelă îngustă specială de activitate. Da? Și business-urile au specialiști mai mulți care stau în echipa asta multidisciplinară. Al treilea concept este polimat. E un concept mai rar utilizat și în limbaj. Așa este, da. Și mai puțin înțeles, dar iată ce este polimatul. Există o definiție și a lui. Și anume, polimatul este o persoană care are mai mult, un minimum de trei, mai mult de trei discipline speciale pe care le cunoaște în profunzime. Deci un contabil care știe să facă și infrastructura IT, și care este și inginer, să spunem, și îmi repară soba în care eu cum biscuiții, da? Să zicem. Da, da. Polimații sunt mai rar de găsiți. Avantajul polimatului este că dacă ai un polimat în echipă, să spunem, îl poți muta din loc în loc și, într-un fel, la un calibru, un volum mai mic de muncă, plătești un om care îți face trei meserii, da? Sau patru, sau cinci. Eu, de pildă, sunt un polimat. De ce? Pentru că eu am, cred că, vreo 7 când am numărat ultima dată. Dacă pe mine mă iei acum și îmi dai un job să fac achiziționare de materii prime, eu mă așez și lucrez imediat. Dacă mă duci într-o întreprindere, spui, fă un audit ISO, eu mă așez și îl fac imediat.
Dacă vă bagi într-un serviciu HR și spui, desenează-mi un sistem de recrutare cu teste psihometrice, îl fac imediat. Și așa mai departe. Deci am spus, cred că ultima oară, cred că erau vreo 7. Bun, avantajul meu este că eu pot să fac într-o întreprindere mai mică, să spunem, unde volumul în fiecare disciplină e mai mic de lucru, evident. Pot să mă mut de la una la alta, pot de asemenea să cresc o echipă pe lângă mine pe care pot să le fac mentorat și care poate sunt mai junior și pot ridica și așa mai departe. Și atunci eu ce spun este că amestecul ideal de resurse într-o întreprindere este dacă ai această combinație de specialiști, de generaliști și de polimați, dacă ai noroc, pentru că polimații sunt un procentaj mai mic mult de mai populație, mic, sigur, da. Mult mai mic. Dar dacă îi ai sau îi poți angaja din când în când ca și consultant extern care să vină și să se uite puțin la să toate intre mai funcțiile. Multe specializa. Da, adică un fel de audit, dar un audit competent care cunoaște și procesul, că auditul e o combinație de proces și de conținut, cum vorbeam mai devreme, da, țin minte. Da. Dacă ai un auditor, eu țin minte, în experiența mea personală, când am intrat prima oară ca șef de producție în industria de fashion și făceam haine de femei și mă duceam la masa de tăiat, deci patroanele de pe materiale se pun pe materiale și sunt mese de tăiat unde se taie formele și după aceea merg și sunt puse împreună. Mă păcălea șeful de la tăiat în ultimul hal, pentru că eu nu știam nimic. Eu îl întrebam, ai tăiat, ce ai tăiat, ce ai făcut? Și el îmi spunea ce vroia el, că i-a trebuit atâta material, că 100 de metri, că nu i-au ieșit din 100 de metri decât 30 de bucăți. Eu ziceam, dar de ce nu 50? Bun. Păi, și spunea câteva lucruri și tu trebuia să le iei de bună, că nu aveai cum păi să... Păi n-aveam cum să-l să înțelegi și să vezi, da. După ce am avut experiență, mă duceam la el și spuneam câte ai tăiat, sau înainte de a tăia, îi duceam rolele de, pentru că aveam responsabilitate totală pe proces end-to-end. Da. Și aduceam rolele, spuneam, ți-am adus 100 de metri de cutare și vreau să-mi scoată atâtea jachete, atâtea fuste, da? Și el spunea, nu ne este. Și eu spuneam, păi hai să vedem. Și eu începeam să așez, deci am înțeles. Și atunci, ia să vedem cum. Dar dacă pui asta așa, dar de ce ai așezat materialul așa? Dar de ce? Și mi-am dat seama că început să se rămână cu gura căscată, iar după o vreme a fost mult mai precaut. Deci nu mai primeam de la el trimiterea asta înapoi. Nu se poate sau nu e se altfel. Poate. Da. Deci de asta spun. Deci revenind, polimații sunt folositori pentru că îi poți trimite fie ca cercetași, ca un fel de audit, dar pe diverse domenii. Ia du-te, Adina, și vezi ce se întâmplă în bucătărie, ce se întâmplă la aprovizionare, ce se întâmplă la distribuție. Și eu pot să mă duc și să văd. Deci cam asta ar fi configurația. Deci ideea a fost multidisciplinaritate în echipe. A doua idee este utilizarea de resurse din astea. Aș mai arunca totuși aici înapoi referința la calitate, dacă îmi permiți. Da, da, da. Scuză-mă, da, e o pasiune. Da. Și am un capitol special în carte, deci am capitole speciale pentru toate aceste segmente de care vorbesc, inclusiv de calitate, și anume, ceea ce lumea nu înțelege despre calitate este că, sau înțelege, este că noi vorbim de ce se întâmplă cu un obiect sau cu un serviciu. E bun, e prost, îmi place, nu-mi place, se sparge, nu se sparge paharul. Nu e adevărat deloc. Calitatea este, de fapt, o filozofie a unei aspirații care este prezentată și se schimbă în funcție de valorile și credințele sociale la un moment dat. Deci, suntem direct în sistemul de psihologie și științe sociale, care, apropo, am un alt punct pe care îl descriu în carte, necesitatea de a implica psihologia și științele sociale în business, dar întorcându-mă la calitate. Și iată cum explic acest concept foarte simplu. Acum 300 de ani, conceptul de calitate în înțelegerea populară și socială ca sistem de valori și credințe era că o haină de calitate, și există încă în Anglia, de pildă cu familiile astea de aristocrați, o haină de calitate e făcută în Savile Row, un anumit croitor. Da, da. Era o Londra. Descriere fizică. O descriere Calitatea fizică? Era
Dar, hainele făcute în Savile Row sunt purtate de bărbații din familia lordului Cutare de 3 generații. Deci eu am o jachetă care e făcută dintr-o anumită lână tăiată de croitor și făcută în așa fel că anumite piese sunt transmise din generație în generație. Nu știu, o pereche de cizme, un palton, costume și așa mai departe. Deci, durabilitate pe generații. Există și conceptul de calitate în societatea noastră de consum, în care noi utilizăm și creăm obiecte care se aruncă. Da? Da. Și este tot un concept de calitate. Deci calitatea obiectului este aceea că eu îl port odată și îl arunc la gunoi. Da? Asta e ce cumpăr eu. Eu nu cumpăr. Consumire, da. Eu nu cumpăr un obiect pe care îl transmit între generații. Eu cumpăr un obiect care e ieftin și pe care cu scopul de a-l arunca la gunoi. De unică folosință. De unică folosință. Deci atunci iată cum demonstrez că nu are legătură necesară cu obiectul în sine ca atare, ci mai mult cu mentalitatea, cu mentalul colectiv, cu moda, cu fadurile, cu toate lucrurile astea care sunt legate din valorile și credințele societății la un moment dat, pe care individul le îmbrățișează. Pentru că individul zice, de ce, poți să întrebi pe cineva, de ce îți cumperi tu acest t-shirt oranj? Care e țipător, e, mă rog, nu neapărat atrăgător. De ce? Pentru că și prietena mea îl cumpără, pentru că toți din clasa mea îl cumpără, pentru că da. Influencerul pe social, pe Facebook, apar în culoarea oranj. N-are nicio legătură că culoarea oranj e urâtă, că nu-ți vine bine la ten, că o arunci. Utilizează pentru a afirma apartenența la o comunitate. Exact. Deci asta este calitatea, de fapt. Și acum eu în carte spun că acest concept de calitate trebuie să existe ca mecanism principal și filozofic atunci când întreprinderea este așezată și când îi definim menirea, misiunea și viziunea, se face incluzând conceptul de calitate în principiu. Da. Deci mă opresc aici, că pot să vorbesc o reșire despre calitate și încă un lucru menționez despre carte și mă opresc. Un alt principiu pe care îl discut în carte este necesitatea de a implica în resursele unei oricărei întreprinderi și mari și mici, dar mă refer la cele mai mici, o persoană care este din profesiile de psihologie și științe sociale. De ce? Pentru că tot ceea ce ține de organizație, de mentalitate, valori și credințe sunt legate de individual și social, cum am demonstrat, da. Iar dacă vorbim de o întreprindere mică care este puțin mai mare, să spunem 50 de oameni, 100 de oameni, începem să avem acel concept de cultură organizațională care stă direct în științele psihologie, sociologie, antropologie. Foarte simplu. Și le putem măsura și după aceea intervențiile care se pot face sunt de tip consultanță, coaching, mentoring, și leadership developing, evident, da. Ca să putem să o setăm, să o modificăm, să o îmbunătățim și așa mai departe, în funcție de necesitatea funcțională a întreprinderii, pentru că fiecare întreprindere dintr-o zonă de industrie diferită are o cultură diferită, organizațională și e necesar să fie diferite în funcție de context, de contextul în care operează. Și mă opresc aici, vorbind despre idei despre carte. Da. O întrebare pentru tine. Ai menționat că ai lucrat și în zona de întreprinderi mici și mijlocii, small enterprise, medium enterprise. Vreau să întreb dacă în Marea Britanie se consumă, adică se utilizează, se apelează servicii de coaching la nivelul acesta al întreprinderilor mici și mijlocii. E o întrebare foarte bună, pentru că noi știm că întreprinderile mici și mijlocii nu prea au resurse. Da. Și atunci ei, pentru că nu înțeleg valoarea serviciului, spun mai bine mai angajez pe cineva la vânzări, da. Da? Sau la marketing, sau la producție. Obțin rezultat mai repede. Exact.
Acum, ce se întâmplă? Există o mișcare destul de puternică aici, unde statul, de fapt, facilitează niște finanțări și facilitează promovarea coachilor și mentorilor în business, tocmai pentru faptul că deja contribuția lor și return on investment e deja stabilit, nu intrăm asta în altă discuție, da. Dar e deja stabilit, deci nu ne mai punem problemă. Și atunci ce se întâmplă este că statul finanțează acest serviciu extern, punem la dispoziție niște fonduri. Statul finanțează? Statul sau diverse structuri private. Asociative. Exact, care finanțează asta. De ce? Pentru că interesul, până la urmă, colectiv, nu este ca noi să înființăm o întreprindere din astea în fiecare zi și să ne intre în faliment 70% în fiecare altă zi. Noi vrem să creăm o piață de muncă stabilă, cu producție stabilă, cu valoare adăugată la GDP, cu reducerea șomajului, cu oameni care sunt mulțumiți, sunt plătiți. Și atunci nu ne convine ca și guvern sau ca și instituții civice, comunitate, sociale, ca și comunitate, da, să da. Avem eșecuri cu întreprinderile mici. Și atunci le subvenționăm. Cele care au un pic de bani și care reușesc să-și aducă investitori care bagă milioane. Să ajungă la un anumit nivel, da. La un anumit nivel, își iau mentor și coach, tocmai pentru motivul că au înțeles eficiența lor. Deci, răspunsul scurt este da, se practică, pentru că la noi înțelegerea valorii serviciilor e puțin mai avansată. Noi avem un avans cam de 10 ani față de România, comparând. Da, deci da, noi da. Avem 20 de ani de practică aici, în România sunt cam 10 ani de practică. Deci puțin încă se mai creează această, da, această da. Deci educație. Noi mai așteptăm un pic, suntem obișnuiți cu fenomenul ăsta, ne ducem la Paris sau la Londra, vedem cam cum e moda, o să știm ce o să se întâmple și la București peste 50 ani. Exact. Dar e bine pentru... să aflăm, să ne pregătim din timp, poate să ne inspirăm, dacă ne inspirăm. Da. Adina, apropo de chestiunea asta, când o să vedem cartea asta despre antreprenoriat sau cărțile tale și în limba română? Că, uite, tu ești vorbitor și de engleză și de română. O întrebare bună, Cezar, dar puțin dureroasă pentru mine, fiindcă eu, evident, mi-ar face mare plăcere. De fapt, în mod special, eu am reținut drepturile de publicare în limba română, ale mele, deci nu le-am predat editurii Routledge, care este cea mai mare editură globală de cărți profesionale și științifice. Și am negociat cu ei la contract că nu le dau permisiunea de a traduce cartea dacă ar vrea să o traducă în română, ci preiau eu acest drept. În general, lucru cu editurile oriunde în lume este destul de dificil și, așa, dar în România până acum am făcut, deci de un an de zile încerc acest demers, am avut niște discuții cu câteva edituri, ne-am încurcat puțin la așteptări, la termen contractual, rezultatul cu una dintre cărți, și anume cea de antreprenoriat, pentru că eu am vrut să o traduc pe asta prima, de ce? Eu am mare încredere în generația tânără de antreprenori români. E o generație agilă, e o generație care cunoaște tehnologia, înțelege potențialul global. Și m-am gândit că ei ar putea să fie curioși și ar putea fi ajutați. Și antreprenoriat în România a înflorit din ce în ce mai mult. Există unicorn, există start-up-uri acceleratoare. Și am zis, hai să lansez asta la întreprinderile mici și mijlocii. Situația în care mă găsesc acum este că, deși nu preconizasem, am plătit totuși eu traducerea, revăzută de mine, bineînțeles, dar prefer un traducător, și am acum această versiune chiar și tradusă în limba română, dar în continuare eu caut un editor. Și cam aici, și sunt destul de descurajată și puțin dezamăgită, fiindcă senzația mea, nu știu dacă e falsă sau reală, este că ar putea să fie o carte cu siguranță folositoare și poate chiar căutată, dacă este prezentată cum trebuie și ne uităm la avantaje. Este scrisă pentru practicieni, are o parte
ca să spunem așa, de teorie, de poziționare teoretică, dar totul poate fi aplicat. Deci cărțile astea sunt scrise de mine, toate cele patru, de altfel, ca un fel de manuale mai sofisticate, în jurul căruia putem să facem niște cursuri sau putem să chiar să ajutăm oamenii să pună în aplicare ce scrie în cărți. Sunt exerciții de aplicat și invitații tot timpul. Deci, răspunsul scurt este, sunt destul momentan de tristă legată de Am lipsa înțeles. mea de Păi, da. Păi atunci succes. O să folosim ocazia asta să anunțăm că așteptăm antreprenorul sau managerul de editură care să vadă o oportunitate, Da. Să te contacteze sau să ne contacteze, să discutăm și despre acest subiect. Și timpul s-a apropiat de sfârșit, am să-ți propun, dacă ești de acord, să ne întâlnim în continuare în astfel de emisiuni și până atunci să invităm pe cei care ne urmăresc să ne transmită din temele lor de interes, să vedem dacă tu le-ai abordat în cărțile pe care le-ai scris sau în articole pe care le-ai publicat, dacă sunt oameni care din experiență vor să se alăture în aceste dezbateri, astfel încât să punem pe piață idei valoroase, sprijin, inspirație pentru afaceri, spun eu, astfel încât discuțiile și prezența și timpul nostru aici să fie valorificat de către audiența noastră. Da? Deci avem două invitații pe care le lansăm în piață. Așteptăm pe toți cei care ne urmăresc să ne transmită temele pe care doresc să le abordăm și așteptăm un întreprinzător, un antreprenor sau un manager priceput în domeniul ăsta editorial, să vedem care ar putea fi condițiile în care toată lumea să câștige din o posibilă apariție a cărților scrise de tine și în limba română. Absolut, cu mare plăcere, mulțumesc mult de tot și, într-adevăr, sunt absolut entuziasmată de acest subiect. Sunt pasionată, da. Și îmi place să vorbesc despre asta cu speranța că suntem folositori, pentru că, până la urmă, schimbul nostru de idei are un obiectiv practic și anume să ajutăm pe cei care ne ascultă să îmbunătățească ceva din activitatea lor. Inclusiv să ne îmbogățim și noi de la ei, dacă au absolut lucruri să ne transmită, cu mare plăcere le punem în spațiu public și le dezbatem. Mulțumesc absolut. Foarte mult, Adina, și te invit, așa cum am spus, să ne revedem în astfel de dezbateri. O să anunțăm din timp când se întâmplă chestiunea asta, da? Mulțumesc mult și eu și pe curând, sper. Pe curând. La revedere.